pe canalul Mele Caramele. Și astăzi noi împreună cu Melissa vrem să facem un experiment. Da! Știți experiment? Așa e. O să mergem la market și eu am să-i dau voi Melissa să cumpere ce vrea ea. Așa, te vezi pe tine acolo, da. Ea încă nu realizează, dar eu am să spun să intre să ia ce vrea ea. Și o să vedem ce o să leagă ea. Și mie mi-este foarte interesant. O să ia ceva mult sau nu mult? Da. Și în plus la asta, nu o să fie cașul cu mine. Doar ceea ce va putea duce ea mânuțe. Sau dacă o să fie nevoie, o să ajut și eu să duc mânuțe. Să vedem ce o să ia ea. Te vezi pe tine? Bun, salut la copii! Salut! Salut, da. Și încercăm să vedem dacă o să ne permite nouă market să filmăm. Noi sperăm, o să cerem voie, dar dacă nu, o să vă arătăm după ce am cumpărat. Ok, Melissa? Da. Ești pregătită de experiment, de provocare? Da. Da? Mergem la magazin? Da. Da? Hai, mergem. Melissa și-a luat ghiozdanul. Vedeți, el e gol, așa că sperăm că o să-l umple. Da, Melissa? Da. Mergem, hai! Ce-ai găsit acolo? O păpădie? Cum o sufli tu? Hai, sufle! Sufle! Tare, tare! Mai tare! Păpădia! Mai tare! Uite, mami! Ai văzut? Dacă mai găsești una, faci exact așa, bine? Bravo! Hai, mergem! Sau uite umbrele noastre, vezi? Aceasta e umbra mămică, vezi? Aceasta e umbra, vezi mămică? Încă mămică aici. Unde-i păr mămică? Uite părul, vezi părul? Ia-te zboară părul, vezi părul mămică umbră. Dar unde Melissa? Ia uite umbra Melissei. Ia uite încă Melissa acolo, vezi? Unde o cauți? Ia uite umbra ta. Hai, mergem, mergem. Am intrat în magazin și o să neagă Melissa. Melissa, unde ai? Haide, ce vrea Melissa să mănânce? Poate vrea ceva de dulce. Ce Melissa vrea să mănânce? Hai, alege. Alege, ce vrei să cumpere tu? Melissa, ales cacao. Ok, Melissa, interesantă alegere. Mai departe, hai, ce vrei să mai luăm noi? Hai, haide. Cacao, o luăm primă, bine. Mai departe, va, ce gospodină avem noi. Melissa, poate vrei ceva bun, mămică? Melissa, vrei caramel? Vai, mami, ce legere tu faci? Melissa, uite, înghețată aici este. Nu vrei înghețată, Melissa? Așa, îți duci mai departe, ia? Bucurie și libertatea ei acum. Ce? Pâinică luăm? Va, ce gospodină, și pâine luăm? Tu vrei să luăm pâinică acasă? A? Vrei să luăm pâinică? Da. Da? Pentru tine nu vrei să iei nimic, mami? Nu vrei să iei nimic dulce? A? Colocel? Melissa? Ok, hai să arăt unde sunt deci dulciurile, bine? Așa, am venit la sucuri. Banana. Da, banana. Vrei, mamică, sau nu vrei? Uite ce sucuri frumoase sunt aici. Vrei unul sau nu vrei? A? Vrei cel mare să luăm? Vai, tu vrei mare suc să iei, nu vrei micuț? Așa, uite-te. Vrei acesta? Sau vrei acesta? Care vrei tu? Care vrei? Precis, micuț vrei, da? Ok, eu mă bucur de alegerea ta, dar totodată și mă tristesc, beam și eu suc. Hai să bei afară, bine? O să-l bei afară, bine? Așa, am venit la lactate. Uite brânzelile. Uite aici brânzeli, mami. Da, tu așa ceva n-ai să mănânci. Uite, mami, ce este aici. Brânzele multe, multe. Care alegi tu de aici? A, care brânzică alegi tu? Vrei oare brânzică, Melissa? Melissa, vrei brânzică? Așa, știu care preferă ea. Vrei brânzică așa? Așa vrei? Nu vrei așa. Vrei așa brânzică? Vrei asta? Ok, suc am luat, brânzică am luat și pâine am luat și uitați ce am luat. Melissa, pe drum, ai mai luat și o ciocolată. Ok, vrei ciocolată? Haide! Thank you.
concentrată. Hai la scrânciu, vrei acolo scrânciu? Puțe, auzi, mergem? Hai zi-am, ține-te bine, hai coboară. Atent. La care vrei? La aceasta? Ok, hai, ne urcăm. Găsit acolo un volan, Melissa. Deci volanul. Deci acum avem o corabie improvizată, probabil, da? Așa. E o căsuță, topogan cu volan. Da? Vii la topogan. A vină, mică, o să te prindă. Vii la mine. Melissa, hai vii la topogan. Vii, mămică. Ce faci tu acolo? A? Ce, îmi dai mie spinnerul? Nu îmi dai mie, da? Tu te joci cu mine? Ai! Alu! Așa, să te atenți, tu, că hai așa este la topogan. Am venit noi acasă. Să vedem ce a cumpărat Meli, draga noastră fetiță. Eu ce drept a rămas uimită. A luat pâine. Pâinică, Melissa, tu ai cumpărat. Ți-ntii pe pâinică. Ce gospodină are grijă să nu rămâne fără pâine. O brânzică. Așa, mai departe. O ciocolată a luat. Suc. Așa, micuț, ei am propus mare sau mic, ales micuț. Ce mai avem aici? Condimente, Melissa, ce să facem noi cu el, mami? Noi nu folosim așa ceva. Nu știu să facem cu el, probabil că o să-l dorim, nu știu. Dă-mi mica să deschide. Vrei să deschide brânzica? Hai, uite, e de cum ai topită, mami. Stat afară la soare și s-a topit. Hai să punem antifrigider așa, pe să o mănânci, bine? Așa, de mai departe, să vedem ce-ai luat aici. Așa, cacao praf. Cacao noi iubim cu lapte, așa că o să facem. Și popcorn cu caramelă, care le preparăm în microunde. Eu nu știu de ce ales popcornul, dar prima dată vede că așa ceva și-a ales. Eu sunt uimită de alegerea ei. Și bețișorul. Și gata, da? Nu mai este nimic. Astea sunt cumpărătorii care le-a ales Melissa. Melissa, tot mine m-a iubit foarte tare, mami. Foarte tare m-a iubit de cumpărăturile care tu le-ai ales. Ia uitați-vă încă o dată. Așa, 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 așa. Acesta a fost experimentul nostru de astăzi. A fost foarte neobișnuit. Eu am rămas uimită și puțin șocată de alegerea Melissei. De ce a ales ea aici? Melissa, ești satisfăcută de alegerea care ai făcut-o tu? Te-a plăcut provocarea? Te-a plăcut provocarea, mami? Da. Da? Mai vrei așa provocare? Da. Da? A fost foarte interesant și neobișnuit. Dacă v-a plăcut vouă, să ne puneți nouă like. Dacă mai vreți astfel de video, la fel scrieți în comentarii nouă. Și să ne spuneți ce v-a plăcut cel mai tare din alegerea Melissei. Ce v-a plăcut cel mai tare ce a ales ea? Iată acestea. Pe curând! Pa, pa!